Bună dimineața, prieteni! Suntem la o nouă partidă, suntem în drum spre o nouă partidă de pescuit. Vom pescui împreună cu David și prietenul nostru Adrian la răpitor. Mergem să pescuim la ștucă și marea surpriză este că vom pescui din barcă. Gata, David, hai! Ce vezi, frumoasă! Ia-o pe tine, David, frumoasă! L-ai oprit? Da. Dă-l încă. Dă-l încă, să-l punem aici. Tu te mișc cu bar? Nu, e pește, frate, am pește, spun sincer. Mă, Adi, uite cum se duce, uite cum îmi ia fir. Și noi suntem pe loc. Uite cum îmi ia fir.
Da. Deci îi spun că ăsta e pește. Mai e nebunit până aici. Bă, pe bune, deci... Tu ai dreptat. Păi uite cum ia fir. Dar tot e bolăcit pe undeva. Deci nu, ăsta e somn. Ăsta e somn, pe bune, de nu e somn. Nu cam. Mă ia diță. Păi stă, așa stă somnul. Nu prea poți să... David, du-te cu ăla, uite cum îmi ia fier. Uite cum îmi ia fier. Noi suntem pe loc. Somnul, tu nu știi cum face somnul. Somnul se bagă cu botul în pământ și stă acolo. Uite. Ia-l! Ia o tăiadiță! Ia o tăiadiță roșieră, frumoasă! Bravo, David! Ți-a zis că începe să crească. Da? Ia, da, să îi facem poză. Nu ca. O roșioară frumoasă. Super distracție. A prins și de o plăticuță. Acum ăsta va fi cam o meală și acum dăm la ăia mari. Aha, am înțeles. Salutare, prieteni! Suntem din nou pe baltă. Astăzi suntem pe balta Păulești. Este o zi minunată, după cum puteți vedea. Cerul este destul de senin. A fost frig, a plouat, exact cum v-am spus, că se preconizase. Astăzi suntem pe baltă. Vrem să vedem ce ne oferă ziua de astăzi.
și capturi cât mai multe ne dorim, nu? Rămâneți alături de noi și de canalul nostru. O să fac o scurtă prezentare înainte de a începe video și ne auzim. Fire întinsă! Astăzi am ajuns din nou la pescuit. Astăzi voi pescui la feeder, ca de obicei. Voi încerca să, în primul rând, niște forface mici, cu oace mici. Uitați ceea ce folosesc. Folosesc niște pop-up-uri de la CPK, da? Mici. Sunt foarte mulțumit de ele, sunt foarte prinzătoare. Nu că fac reclamă, dar și pop-up-uri de la Fiat, care și astea sunt foarte ok. Canadă folosesc Special G Green. M-am pregătit cu ea de acasă, că mi-e greu să stau cu mâna în apă rece acum dimineața. Da? Cam așa arată. Eventual o să mai umectez un pic dacă este nevoie în găleată cu pulverizatorul, dar nu cred că este nevoie, voi vedea. Deci cam asta voi folosi astăzi. Voi aborda partida în felul următor. Voi începe să sondez. Dacă găsesc un prag undeva, mă voi agăța de el. Dacă nu, voi încerca un pic în partea din dreaptă, aproape de stuf. Dacă nu voi avea prezentări, voi veni mai aproape de mal. Voi încerca și la distanță mai mică. Pentru că am văzut în prospectarea care am făcut-o înainte că peștii mănâncă cât de cât aproape de mal. Deci nu trebuie să lansez foarte departe sau...
unde te duci? Caraș frumos, la Palma, și mai mari. Trebuie să fii foarte atent că mănâncă foarte fin. Abia se vede trăsătura. Îi punem la păstrare să vedem la final ce am prins. Așa, le dau doi virmuși, unul roșu, unul alb, și o ia foarte bine. Trebuie să mai și așteptăm un pic. Poate nu. Deja văd că e la ea. Saltat foarte frumos. Uite, un caras frumos. Distracție la caras. Ne distrăm. Așa, mă, băiatu. Hai că nici n-ai știut când te-am scos din apă. Aici ceva de mers în momentul ăla? Aia, da. Da, ai luat? Te-ai grăbit, da.
vreau să pun nici foarte mic, ca să mă chinui după aia să-l scot din gura lor. Nu este ac de caras. Nu este de crap, dar este un ac mic de tot de crap. Vedem acum ce mai zice, că de vreo 10 minute a făcut o pauză, dar ne-am distrat până acum la caras frumos. Ieri a fost foarte frig, azi noaptea a fost minus 1. Acum sunt în jur de 10-12 grade. Așteptăm să ne intre pe lansete ceva frumos. O găleată de caras, o jumătate de găleată de caras. Să vă arăt mai bine ce... Cred că sunt vreo 3-4 kg, cam așa.
am aruncat de 10 minute. Primul metod. Am pus un metod de cantitate mică. Pentru că apa este rece, suntem în zonă de munte, aici încă nu s-a încălzit foarte bine. Am văzut și ceva mișcare pe apă. Am avut niște mici tentative de trăsătură, ca să zic așa, niște mici țacuri. Dar bănuim că o să fie un pic mai vioi decât ceea ce am văzut eu. Un pic tehnica. Am pus un vierme pe cârlig pe toată tija și al doilea doar în vârf. Cărășel la coșuleț. Ia uitați ce am agățat. Am agățat o linie. Se va pescui la coșuleț, probabil. Am agățat un pește cu forfac. Uite unde e metodul meu cu acul meu. Iar de metod fem un cărășel. Săracul cine știe de când e cu el în gură. Drăguță lacul. Pește. Hai. Iubi. O zi minunată după ce că am ajuns pe balta care nu trebuia, adică în sensul că iazudorului are mai multe bălți aici, nu știu, 2 sau 3. L-am sunat pe domnul Doru acum acum vreo jumătate de oră și zice: domne, veniți aici în față, că aici se pescuiește, nu? Toate bune și frumoase. Am dat să-mi strâng sculele, m-am urcat în mașină și când să dau să plec, nu mai pornește mașina. David a stat și s-a jucat la faruri, mi-a lăsat farurile aprinse și nu mai am curent. Acum stau să-l aștept pe domnul Doru să vină să-mi dea niște curent. Să ne apucăm de treabă. O aventură minunată astăzi pe iazudorului. Dacă n-avem și un pic de evenimente de-astea frumoase, nu este filmarea mai piperată, nu? Mai picantă așa. Uite că vine și domnul Doru. L-am rugat să vină să-mi dea curent. Să trăiți. Ar fi la asta cu peripeții. Vei cu copii. La niște cărămide. Nu e problemă. Am oprit dimineața acolo, dar nu trebuie să. Ce? Ce până și borna mea.
Da, și am stat. Am stat de îndată aici, am prins niște cărășei de aia și le-am dat drum. Și apa mică. Da, am văzut că e apa mică. Am văzut că e mal aici. Da, și apoi... e un brad, e un șant, un brad și formă unde să iasă. De fapt am conceput-o pentru producție și cred că așa o să ajungă. Înțeles. Pescare nu faci treabă. Toți numai să fure. Cea despre ieșire, exact, nu? Exact, aia, după ieșire, că noi intrăm acum la o... Gat. Băruleț, că era el făcut, dar era mai rudimentar, așa, ca să-l facem cu de-așa. În sfârșit am ajuns pe balta care trebuie. E superbă ca locație aici. Are o groază de foișoare și pontoane. Domnul Doru acum a renovat aici barul. Deci la vară puteți servi un suc, o apă minerală, înghețată. Davidu a prins un ten. Un pui de ten. Bravo, tati. Bravo. Stai să-ți facă tati și poza. Încet, încet. E un crap. Ușor, ușor, ușor. Nu trage tare. Încet. Stai că m-a dus adu minciogul. Bravo, tati. Ia-l în braț, să facă tati poză cu el. Așa, David, așa, ușor. Ce craf frumos. Da, e așa, că m-a dus adu minciogul. Mai ține-l un pic. Ăsta e mai frumos. Bravo, David. Distracție maximă. Wow, ce mare e și ce frumos. Să încercăm să scoatem. Asta e mai frumos. Încă o frumusețe de crap. Free wheel.
Uite așa, se bagă boaba pe aici. Tac. Și în capăt băgăm un viermuș. Tragem un pic boaba înapoi. Și asta este perfect. Acum dăm să prindem, nu? Ia să vedem, acolo prindem. Este. Este. Și este. Un nou drill în direct. Un nou drill. Îl dăm lui David să lupte cu el. Hai, David, luptă-te. Până la capăt. Până la capăt, David. Ușurel, nu trage tare. Adu-l ușor, așa. Așa, David. Ușor, David. Uitați-vă cum s-a făcut varga lui David. Bravo, David. Senzație pură. Senzație extraordinară. Încercăm să-l scoatem ușurel. Tati, dau pe mâna în gură, dar nu mai duc pe tine. Încerc. Da. Minciogul l-am strâns de-aia. Ce frumos l-am înțepat exact în buza de sus. Iar când nu. Bravo, David! David se pregătește de o nouă lansare. Peștele va fugi și el.